botezat cu Duhul Sfânt, era într-o parte, în partea dreaptă și am văzut cum a început să vorbească în limbi. Măi, Domnului! Vreau să vă spun, așa cercetată era sora aia și am spus la fratele care era prezbiter, frate, sora și asta văd că vorbește în limbi, dar parcă cum a fi botezată cu Duhul Sfânt? Și am zis, acum a fost botezată cu Duhul Sfânt sau acum e o umplere? Și mi-a zis Dumnezeu așa, Dumnezeu în seara aceasta a botezat-o cu Duhul Sfânt și acum este plină de puterea aceasta a Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să vă spun, nu neapărat trebuie să fie stăruințe ca Dumnezeu să te boteze. Trebuie să fii pregătit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu atunci când El crede că trebuie să te boteze, te botează. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să boteze tineri, amin? Amin. Dumnezeu să boteze frații în vârstă, amin? Amin. Dumnezeu să binecuvinteze toate persoanele care nu sunt botezate cu Duhul Sfânt. Amin. Deci este o vreme în care Dumnezeu vrea să boteze. Aleluia. Nu spune în cartea Faptele Apostolilor, căci fratele chiar amintea și a zis, Doamne, chiar pe latura asta așa Dumnezeu o da să merg, Fapte Apostolului, capitolul 2, cu versetul 17. Spune cuvântul acolo că în vremurile din urmă, ce vor face tinerii, ce vor face bătrânii? Vreau să vă spun, tatăl meu are undeva la 50 de ani și vreau să vă spun, Dumnezeu așa a pregătit un timp. Și i-a dat visuri. Așa cum este bătrânii, i-a dat visuri. Visuri de la Domnul. Și vreau să vă spun că după ce i-a dat visurile acestea, după un timp, o simțit că Domnul vrea să-l boteze cu Duhul Sfânt. El avea 23 de ani, după 23 de ani de pocăință, mama era botezată cu Duhul Sfânt de mică, dar tatăl meu nu fusese botezat. Vă dați seama, după 23 de ani de pocăință să nu fie botezat, e cam greu. Și s-au organizat niște seri de stăruință acolo într-o casă și vreau să vă spun, dragii mei, am zis, tata, eu cred că Domnul te poate boteza chiar după 23 de ani. Și vreau să vă pun o întrebare. Credeți că Dumnezeu poate să boteze și după ani de zile? Amin. Vreau să vă spun, dragii mei, că într-o seară de stăruință, tatăl meu a venit și a zis așa, Doamne, eu vreau în seara aceasta să mă botez cu Duhul Sfânt. O trecut ani de zile. Ani de zile, dragii mei. Și apoi vreau să vă spun că într-o rugăciune, chiar în prima rugăciune, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu cu stăruință. Vă spun, dragii mei, după 23 ani în casa noastră s-a schimbat totul. Dacă ne numeam o casă de pocăință penticostală, dar nu era rugăciune, nu era post, nu era slujbă înaintea lui Dumnezeu și nu duceam, să spun așa, un rod mare. Dar vreau să vă spun, dragii mei, după ce l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt pe tatăl meu după 23 de ani, fața lui s-a înseninat, cum așa a fost și eu botezat. S-a înseninat foarte tare. Și apoi a început să vorbească în alte limbi cu putere. Îmi zis, Doamne, după alte sine, Tu vrei să intri în cortul meu și să faci schimbarea. După ce Domnul m-a chemat la pocăință, am umblat prin lume până la 15 ani, prin fel de fel de lucruri, părinții nu știau. Apoi a venit Domnul și a zis, copilule, trebuie să te întorci acasă. Și vreau să vă spun că apoi mama s-a rugat mult și după 15 ani, vreau să vă spun, de viață, la vârsta de 15 ani și ceva, Domnul m-a botezat și mine cu Duhul Sfânt. Și apoi vreau să vă spun că am început o nouă viață. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, în seara aceasta cere că Dumnezeu îți dă. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt îți schimbă viața. Îți schimbă caracterul, îți schimbă totul. Deci atunci când intră Duhul Sfânt la lucru, totul se schimbă. De aceea, haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem primul lucru ca Dumnezeu să ne boteze cu Duhul Sfânt în seara aceasta. Pe cei care nu au Duhul Sfânt, Dumnezeu să-i boteze. Pe cei care au Duhul Sfânt, Domnul să-i umple în seara aceasta, să-i dea putere în lumea aceasta, să putem să ne dăm ca la aceasta și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Un al doilea lucru, dragii mei, cere ca Domnul să te vindece spiritual. Amin. Așa și m-am gândit astăzi, cancerul, leucemia, fel de fel de probleme, fel de fel de boli, nu sunt mai grave decât acest cancer spiritual, această boală spirituală. Vreau să vă spun că știți că și în adunările noastre, chiar dacă vin la adunare și slujesc pe Dumnezeu, sunt bolnavi spiritual.
Credeți că toată biserica este, să spun așa, vindecată și credeți că toată biserica este sănătoasă? Cred că în seara aceasta sunt și bolnavi în casa lui Dumnezeu. Dar nu numai bolnavi, să vă spun așa, trupește, ci vorbesc domnicește acum. Sunt bolnavi, dragii mei, domnicește. Vrem în seara aceasta să cerem la Dumnezeu, ca Dumnezeu să se atingă de cei bolnavi spirituali. Amin. Și să vindece în seara aceasta. Amin? Amin? Eu cred că Dumnezeu o poate face în seara aceasta. Noi ne vom ruga și prin credința noastră Dumnezeu va vindeca pe cei bolnavi. Biserica are putere și cred în toată inima că ne vom ruga. În rugăciunea aceasta Dumnezeu se va atinge și va schimba sufletele. Amin. Dumnezeu să ne vindece. Amin. Un al treilea lucru care am stat la cine, m-am gândit la el. Cere ca Domnul să te lumineze în privința citirii Scripturii. Unii dintre noi nu mai cerem în vremea aceasta ca Dumnezeu să ne lumineze. În seara aceasta, dragii mei, vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne lumineze în privința citirii. Amen. Dumnezeu să ne lase înțelepciunea domnicească. Dumnezeu să ne lase priceperea domnicească. Dumnezeu să ne lase lumină în cuvânt. Amin. Ca să putem să descoperim tainele lui Dumnezeu. Aleluia. Biblia este foarte, foarte adâncă. De aceea aș dori acest al treilea lucru să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea lumina aceasta necesară să putem să descoperim tainele Scripturii și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Un al patrulea lucru, cere ca Domnul să-ți mântuiască familia. Eu cred că sunt familii neîntregite în seara aceasta. Eu cred că sunt copii care au fost așa răzvrătiți ca și mine, ca altă dată. Dar vreau să vă aduc o veste. Rugăciunea noastră poate să-L înduplece pe Dumnezeu. Și Dumnezeu poate în seara aceasta, dragii mei, să schimbe inimile. Avem un Dumnezeu care schimbă inimile, dragii mei. În seara aceasta poate ai mamă, tată, frate, soră care nu este întors la Dumnezeu. În seara aceasta cere la Dumnezeu ca Dumnezeu să vină și să intervină. Dacă vom face o rugăciune cu credință, dragii mei, cum spune cuvântul, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. În seara aceasta, dragii mei, doresc să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne mântuiască familia. Amin. Dumnezeu o poate face. Amin. Dragul meu, Dumnezeu o poate face. Doar să ne rugăm la înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să intervină acolo unde nu putem noi ca oameni. Aleluia. Este Dumnezeu care poate să intervină. Aleluia. Și puterea Duhului Sfânt va străpunge orice zi din seara aceasta. Amin. Dumnezeu să mântuiască. Poate sunt persoane care sunt nemântuite, nebotezate în seara aceasta, locul acesta. Dumnezeu să-și întindă mâna în seara aceasta. Amin. Și să mântuiască sufletele noastre. Amin? Amin. Amin. În al cincelea lucru și mă voi apropia de încheiere, cere ca Domnul să-ți arate calea cea dreaptă și să te ajute să înaintezi. Amin. Ce este cel mai important în vremea aceasta? Noi, care suntem pe calea lui Dumnezeu de ani de zile, să ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să ne arate clar calea cea dreaptă. Amin. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, pentru că trebuie să cerem de la Dumnezeu acest lucru, ca Dumnezeu să ne arate calea aceasta cea dreaptă, pentru că sunt unii care merg pe alte căi și îi spun că merg bine. Dar în seara aceasta trebuie să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să mergem pe calea aceasta dreaptă. Și la urmă, dragii mei, să primim cununa veșnică. Nu doresc lucrul acesta. Vreau să vă spun de tânăr. Am mers și sunt în armata lui Dumnezeu. Vreau să-L slujesc cu Dumnezeu și la urmă să primească cunună. Nu este dorința ta și dorința mea să-L slujim pe Dumnezeu și la urmă însuși Iisus Hristos să ne pună cununa, dragii mei. Dumnezeu să ne ajute să luptăm în vremea aceasta, să fim niște ostași care stă la strajă, să stăm înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să rămânem până la sfârșit înainte lui Dumnezeu, să fim curați, dragii mei. Aș vrea această rugăciune să ne rugăm și să cerem la Dumnezeu aceste cinci lucruri. Dumnezeu poate face și vreau să vă spun, dacă sunt și boli acestea trupești,
Mă rog Domnului ca Dumnezeu în seara aceasta să se atingă. Amin. Așa cum s-o atingi și de mine. Și m-a vindecat de-a învendicită. Vreau să spun, dragul meu, că Dumnezeu în seara aceasta se poate atinge și de tine. Te poate vindeca. Și în seara aceasta Dumnezeu să se atingă de boala ta acolo unde te doare. Și să te vindece ca să vedem mărturiile sale. Slăviți să fie Domnul. De aceea doresc să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.